Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vom citi începând cu versetul 21. Cuvintele pe care le vom citi sunt rostite de Domnul nostru Isus. Isus a zis: crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această dimineață vom continua cuvântul de învățătură pe tema închinării, închinare la care suntem chemați cu toții în fața lui Dumnezeu, învățătură pe care am început să o aprofundăm împreună și într-o întâlnire noastră trecută, respectiv duminica ce a trecut, două duminici în urmă. În întâlnirea precedentă am subliniat câteva aspecte foarte importante, insistând mai ales asupra confuziilor care apar atunci când este vorba de ce este închinarea, de înțelegerea închinării. Am arătat în întâlnirea noastră trecută patru considerații de bază legate de închinare și aș dori doar să le menționez acum. După cum citim în Sfânta Scriptură, am reținut că Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit ca să fim închinători adevărați. Închinarea este scopul pentru care am fost creați și scopul pentru care am fost răscumpărați. De asemenea, am arătat din cuvântul lui Dumnezeu că închinarea adevărată nu depinde de ceea ce credem noi despre închinare, ci mai degrabă depinde de ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Concepția noastră despre Dumnezeu, felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu, relația pe care o avem cu Dumnezeu, determină închinarea noastră. Al treilea considerent fundamental legat de închinare ține de fondul, de fundamentul închinării. După Sfânta Scriptură, la baza închinării se găsește revelația lui Dumnezeu, se găsește cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea primită de Dumnezeu, acceptată de Dumnezeu, trebuie să țină cont de acele criterii revelate de Dumnezeu în cuvântul Său. În privința aceasta, închinătorul nu trebuie să inoveze, el trebuie doar să descopere, să cunoască ce are Dumnezeu de spus și să trăiască în lumina acelei revelații arătate de Dumnezeu. Și cu aceasta, a patra considerație de bază, care ține tot de fundamentul închinării, la baza închinării se găsește relația închinătorului cu Dumnezeu. În fapt, închinarea este o expresie a relației pe care o avem cu Dumnezeu. Noi nu ne putem închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr dacă nu suntem angajați într-o relație personală cu El în credință și în pocăință, o relație mediată de Domnul nostru Isus, în numele Lui, numele Lui să fie binecuvântat. Apoi am arătat ce nu este închinarea și aici am subliniat câteva confuzii. Închinarea nu este formă, ci este conținut. Închinarea adevărată nu se rezumă la un anumit ritual. Ea trece dincolo de formă, ea are un conținut. Închinarea nu este atmosferă, ci este adevăr. Esența închinării nu trebuie căutată în zona emoțiilor, ci mai degrabă în zona adevărului. Confuzia între atmosferă și adevărul închinării uneori poate să aducă tot felul de lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu și care sunt numite apoi închinare. Închinarea nu se rezumă la activism. Închinarea nu e ce faci, ci închinarea mai degrabă se referă la ascultare de Dumnezeu. Nu jertfa este fundamentală în închinare, ci ascultarea închinătorului față de Dumnezeu. Confuzia între a face și a fi. Apoi, închinarea nu este orientată înspre închinător sau înspre oameni, ci este orientată înspre Dumnezeu. Cel căruia îi se cuvine închinare este Dumnezeu. Nu oamenii sunt în centru închinării după voia lui Dumnezeu, ci în centru este Dumnezeu.
Am arătat apoi că închinarea nu este manifestarea talentelor noastre, a darurilor noastre, ci este slujire. O slujire pe care o aducem lui Dumnezeu, o slujire pe care o aducem semenilor noștri în numele lui Dumnezeu. Acestea au fost confuziile, delimitările pe care am încercat în întâlnirea noastră precedentă să le stabilim. Cu ajutorul Domnului, în timpul pe care îl avem înainte, vom vorbi despre esența închinării. Am văzut până acum, în întâlnirea precedentă, ce nu e închinarea și nu putem să trecem mai departe fără să ne punem întrebarea ce este atunci închinarea, cum să definim esența închinării. Dacă Dumnezeu ne-a chemat să ne închinăm Lui, dacă scopul creației este închinarea și a răscumpărării este închinarea, e foarte important să știm ce înțelege Scriptura și cum definim esența închinării. Vom face aici câteva afirmații fundamentale. Întâi de toate, esența închinării este trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. Cel care se închină lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu, își dedică viața lui Dumnezeu și trăiește în fiecare zi și în fiecare clipă a fiecarei zi pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Țelul suprem al tuturor lucrurilor este glorificarea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este scris, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Până și aceste lucruri mici, aceste lucruri, am zice, nesemnificative ale vieții, cum ar fi hrănirea, a mânca și a bea, totul să fie făcut pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Esența închinării înseamnă să dedicăm fiecare acțiune a vieții noastre, fiecare trăire a vieții noastre spre slava lui Dumnezeu. Noi ne închinăm lui Dumnezeu nu numai când venim la biserică. Noi suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune, rugați-vă neîncetat, adică închinați-vă lui Dumnezeu în mod neîncetat. Fiți preocupați în mod neîncetat să vă închinați lui Dumnezeu, să slujiți pe Dumnezeu. Cel care se închină lui Dumnezeu, dedicându-și viața pentru gloria lui Dumnezeu, face din fiecare acțiune a vieții sale un act de închinare. Și dacă te duci la școală și asculți cu atenție clasa care se predă acolo, te închin lui Dumnezeu, poți să te închin lui Dumnezeu. Dacă mergi la muncă și lucrezi cu hărnicie la locul tău de muncă, munca aceea și lucrul acela este un act de închinare pentru slava lui Dumnezeu. Dacă ne așezăm la masă și ne hrănim, mâncăm, bem, și aceasta este un act de închinare pentru slava lui Dumnezeu. Înțelesul și chemarea Scripturii este să dedicăm pentru slava lui Dumnezeu fiecare acțiune a vieții noastre și să o facem în Duhul vieții noi, în puterea învierii Domnului Iisus, dedicând spre slava lui Dumnezeu și trăind în așa fel aceste acțiuni ale vieții noastre și cele care țin de biserică și cele care țin de viața noastră seculară, de viața laică, transformându-le în acte de închinare pentru slava lui Dumnezeu. Și cu siguranță că această înțelegere a vieții ne va ajuta să selectăm, să ne ferim de acele acțiuni care nu se potrivesc cu închinarea și care nu aduc lui Dumnezeu slavă. E foarte important să plecăm de aici. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în fiecare zi pentru gloria lui Dumnezeu. Și asta este închinarea. Că suntem la biserică sau că suntem acasă, că ne găsim între oameni, în public sau în viața noastră privată, că ne găsim la locul de muncă sau la școală sau în momente de rugăciune în singurătate, toate trebuie făcute ca acte de închinare pentru gloria lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să facem totul pentru slava sa. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, al doilea lucru, foarte important și el, închinarea este participare prin Duhul Sfânt, împărtășia Tatălui cu Fiul. Nu putem să definim esența închinării fără să ne referim la părtășia din dumnezeire, părtășia din Sfânta Treime. Prin închinare, acela care se închină în Duh și în adevăr, se apropie de Dumnezeu, cufundându-se în această părtășie care este între Tatăl și Domnul Iisus. Și această cufundare se face prin Duhul Sfânt care ne călăuzește. Cel care se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr experimentează bucuria acestei părtășii. Se satură din această părtășie pe care o are înaintea lui Dumnezeu.
Părtășia cu Dumnezeu în închinare nu poate fi definită decât în contextul Sfintei Treimi. Închinarea după voia lui Dumnezeu este o închinare trinitară. Noi mărturisim că Dumnezeu este Tatăl, este Fiul, este Sfântul Duh și în această Sfântă Treime există o comuniune, o părtășie, o legătură strânsă. Această legătură înseamnă relație, la mijloc este dragoste. Închinarea îl aduce pe acela care se închină, acela care se închină prin actul închinării sale, prin puterea Duhului Sfânt se cufunde în această părtășie, se împlinește în această părtășie. Închinarea este cristocentrică, închinarea este cu Hristos, cu Dumnezeu în centru și este un dar din partea lui Dumnezeu, că în final nu putem noi să ne ducem acolo dacă nu ne-ar deschide Dumnezeu ușa și dacă nu ne-ar primi, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Ei, această înțelegere că închinarea este trăire pentru slava lui Dumnezeu și este apropiere de Dumnezeu, părtășie prin Duhul Sfânt, împărtășia Tatălui cu Fiul, cum este scris în Scriptură. Cine se apropie de Dumnezeu se face un singur Duh cu El. Nu putem spune că ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu într-un mod după voia lui Dumnezeu fără să notăm, fără să căutăm această părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh. Poți să faci rugăciuni fără să ai această părtășie cu Dumnezeu. Poți să cânti cântări fără să ai această părtășie cu Dumnezeu. Poți să vii la adunare, la biserică, fără să ai această comuniune cu Dumnezeu. Închinarea să se rezume la un anumit ritual, la un ritualism, la ceva de formă. Esența închinării este părtășia cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu, în înțelegerea părtășiei Tatălui cu Fiul prin Duhul Sfânt. Domnul să ne conducă și să ne binecuvânteze în privința aceasta. De aici, de bună seamă, că derivă reverență, când notezi slava lui Dumnezeu, când realizezi măreția, gloria lui Dumnezeu, părătășia dintre Tatăl și Fiul, felul slava aceea lui Dumnezeu, asta naște noi frică de Dumnezeu, naște reverență, naște un cutremur sfânt, o preocupare de a fi după voia lui Dumnezeu. Și asta este închinarea. Al treilea lucru. Închinarea după voia lui Dumnezeu este răspuns. Este un răspuns și aș insista aici ce fel de răspuns. Închinarea este răspuns în adorare, respect și teamă la tot ce este Dumnezeu cu tot ceea ce este om. Asta este închinarea. E un răspuns în fața binecuvântării lui Dumnezeu, a cercetării lui Dumnezeu, a harului pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră, noi ca închinători răspundem în credință. Răspunsul acesta este un răspuns în adorare. E tânjire după Dumnezeu, pasiune pentru Dumnezeu, bucurie pentru Dumnezeu. Nu poți să vorbești despre esența, să ajungi la esența închinării fără să treci pe la adorarea lui Dumnezeu, la tânjirea, la dorința, la însetarea după Dumnezeu, la înălțarea numelui lui Dumnezeu. Acest răspuns în adorare se face și în respect și teamă față de Dumnezeu. Un respect în frică de Dumnezeu. Adorare, respect și teamă și reverență. Constatăm cu îngrijorare că uneori închinarea unor oameni este superficială. Și în biserici poate să fie superficială, închinarea comunitară poate să fie superficială. O închinare de formă, o închinare fără cutremur, fără frică de Dumnezeu, fără evlavie, fără adorare, fără înălțarea numelui lui Dumnezeu. Pericolul desacralizării închinării ne paște și pe noi. Există riscul să nu prindem miezul acesta duhovnicesc al închinării și să repetăm niște forme ale închinării care, analizate cu mai multă atenție, pun în evidență un fel de desacralizare. Închinarea după voia lui Dumnezeu este caracterizată de adorare, de respect, de teamă față de Dumnezeu, de unaltă considerație față de Dumnezeu, care trece dincolo de orice formă și dincolo de orice desacralizare. Haideți să cugetăm la atitudinea pe care o avem în închinarea bisericii, în închinarea publică a bisericii. Este atitudinea ta și prezența ta în casa lui Dumnezeu caracterizată de acest respect, adorare și teamă? Sau ne mișcăm spre desacralizare? Să luăm câteva exemple. Felul în care ne concentrăm atenția în timpul rugăciunii.
Poporul lui Dumnezeu este chemat să se roage și alături de poporul lui Dumnezeu și eu și dumneata suntem chemați să ne rugăm. În timpul în care oamenii din locul acesta se roagă, ce faci tu atunci? Acolo se vede respectul, frica și adorarea lui Dumnezeu. Când eu m-am întors la credință, în adunarea aceea în care m-am întors la credință, era obiceiul, atunci când biserica e în rugăciune, în clipele în care biserica este în rugăciune, nimeni n-are voie să se miște. Dacă erai un pic întârziat și biserica era în rugăciune, nu era voie să intri înăuntru până se termine rugăciunea. Și dacă aveai vreo trebuință și trebuia să ieși afară, nu ieșai în timpul rugăciunii. În timpul rugăciunii toată lumea se concentra să-și verse inima, să-și aducă rugăciunea în fața lui Dumnezeu. Adorare, respect și teamă. Gândește-te la atitudinea ta. Trăim într-o era tehnologiei. Cum te raportezi la telefonul pe care îl ai în timpul închinării? Predica se spune. Și dumneata pe telefon, la treburi și treburi. E respect și teamă și evlavie față de Dumnezeu? Mă adresez și celor de la balcon, celor din sală. Nu vorbim aici de excepții care țin de siguranța vieții dumneavoastră. Dar știi foarte bine dacă e justificat sau nu ce ai făcut. Respect. Evlavie față de Dumnezeu. Acest răspuns în adorare și teamă trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă, trupul nostru, sufletul nostru, duhul nostru. Și când vorbim de aceste părți ale ființei noastre, trupul nostru, aici ne gândim și la cum ne înveșmântăm. Închinarea este un răspuns în adorare, respect și teamă față de Dumnezeu, care se reflectă și în felul în care ne înveșmântăm, în atitudinea noastră corporală. Și în felul în care stăm. Cum să stau în prezența lui Dumnezeu? Uneori oamenii sunt neglijenți în privința aceasta, exprimându-se într-un fel care nu onorează actul închinării. Cum aș putea să împac închinarea, sacrul închinării, cu consumarea unor alimente? Tocmai din rațiunea aceasta, copiilor mici nu le dăm aici în sanctuar mâncare. E vorba de închinare. Nu că avem noi grijă de bănci. Facem altele. E vorba de onorarea lui Dumnezeu, a cărui nume este chemat. Și copilul tău trebuie să știe. Când te închini înaintea lui Dumnezeu, nu mănânci. Când te închini comunitar cu biserica. Mănânci acasă, mănânci în pauză, aici ne închinăm solemn. Ne îmbrăcăm într-un mod care se placă lui Dumnezeu. Nu o să mai zic decent. Pentru că decența este ceva foarte, foarte flexibil. Toată lumea se îmbracă decent. Până și o persoană stricată la moravuri, dacă o întrebi de unde începe decența, va zice că de la ea. Într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu. Cu înaltă considerare față de Dumnezeu. Deci închinarea te aduce aici. Tot din rațiuni de închinare o să avem grijă să fim îngrijiți. Și să ne îmbrăcăm frumos, curat, din rațiuni de închinare și de cinstire la adresa lui Dumnezeu. Când vorbim de sentimentele noastre, de voința noastră, de mintea noastră, de stările noastre interioare, toate acestea, cum spune Apostolul în cuvântul său, apropiați-vă de Dumnezeu cu inimă curată, cu credință deplină și cu trupul spălat cu apă curată. Este implicată aici. Implicat sufletul nostru, duhul nostru și corpul nostru. Și asta înseamnă esența închinării. Cu o concentrare și cu o prospețime pe care o aducem pentru slava lui Dumnezeu. Aș ilustra ceea ce doresc să vă spun și prin ceva ce s-a întâmplat într-o adunare foarte sugestiv. Într-o biserică, așa cum este și biserica noastră, a venit cineva în vizită și persoana aceea, o soră de credință, a trimis un bilet. S-a semnat, sora Maria dorește să recite o poezie spre slava lui Dumnezeu. De câte ori n-am primit și eu ca păstor așa bilete. Fratele păstor s-a uitat la bilet și zice, cine oare sora Maria?
Oare dacă o pun pe sora Maria să recite o poezie, o să iasă bine? Nu o să iasă bine? Ce mă fac? De câte ori n-avem și noi frământarea aceasta? Nu credeți că e ușor să dăm drumul în fața bisericii unui nume? Ne știm cine e persoana. Nu facem asta. Și cine dorește și ne vizitează adunarea și vrea să slujească, uite ce frumos au făcut frații. Noi suntem de acolo, membrii acolo, am venit cu gândul ăsta și vrem să cântăm o cântare. Și deja e clar. Dar fratele a simțit totuși în duhul lui, fratele păstor, că Domnul vrea ca sora aceea să slujească. Și și-a luat inima din ce a anunțat-o. S-a ridicat această femeie în fața bisericii și cu foarte mult cu tremur și cu pasiune a recitat poezia Iisuse veșnic călător. Cu așa o ungere și însoțire că toată adunarea a fost mișcată și cutremurată. Și apoi s-a așezat cu minte la loc. Fratele păstor a zis, ce bine că am pus-o, slavă Domnului că am pus-o, cât greșeam dacă nu o lăsam să slujească. Duminica următoare, uitându-se peste adunare, a văzut-o pe sora aceea prezentă în biserică. Ea n-a mai trimis bilet, dar acum fratele, cunoscând-o, s-a ridicat și a zis, o rugăm pe sora Maria să recite și astăzi o poezie. Și cu minte, sora Maria s-a ridicat în picioare și a spus, fraților, vă mulțumesc frumos pentru cinstea pe care mi-o faceți, dar nu sunt pregătit astăzi. Săptămâna trecută m-am rugat, am cerut lui Dumnezeu ajutor să fie o zidire pentru biserică și acum n-am venit cu gândul acesta, așa că vă rog frumos, altă dată. Prospețime, pregătire, concentrare, respect și frică față de Dumnezeu, o închinare plăcută lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute așa să-i slujim. Al patrulea lucru. Esența închinării este uimirea și sărbătorirea. Acela care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, înțelege bucuria închinării, uimirea în închinare și sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu și laude aduse la adresa lui Dumnezeu. Nu putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu oricum și să numim în fața lui Dumnezeu orice închinare. Rutina, plictiseala, dezangajarea nu se potrivește cu închinarea după voia lui Dumnezeu. Asta ar fi una dintre marile probleme cu care oamenii se confruntă în vremurile noastre. Nu mai găsesc în închinare prospețime, nu mai găsesc în închinare bucurie, nu mai găsesc în închinare acel entuziasm, acea uimire și acea sărbătorire. Parcă-i plictiseală, nu se mai gata odată. Era și nu de mult la noi în adunare, o familie cu copilași, cum ați venit și dumneavoastră, și au avut cu ei un copil de vreo 4-5 anișori. S-a cântat prima cântare și după prima cântare copilul se întoarce așa către tăticul său și zice, tati, mai e mult până e gata. M-am gândit, ce te așteaptă copile? Gândul ăsta, când se gata odată? Ochii pe ceas. Chiar faptul că ieșiți cu grabă înainte să se încheie, zice ceva despre bucuria voastră în închinare. Și de agenda pe care o aveți. Și de ce iubiți cel mai tare. Chiar n-ai vreme de ultima rugăciune. Chiar arde lumea. Ia gândește-te la asta. Ține de relația noastră cu Dumnezeu. Programul a trecut, revin tot la familia aceea și când eu am zis de aici, cu harul și cu pacea Domnului, adunare este liberă, Robert, era micuț Linescu, a zis că l-o țină gura, tati, e gata. Și toată lumea a izbucnit în râs că a zis foarte tare că e gata și era foarte bucuros că s-a terminat. Să ne bucurăm când se gata, dar și până atunci. Bucuria aceea de la urmă să fie încununarea bucuriilor pe care le-am avut în închinare înaintea lui Dumnezeu și nu bucuria, bine că s-a terminat. Închinarea este uimire, e sărbătoare, e bucurie. Gândiți-vă la îngerii lui Dumnezeu care se închină și care sunt descriși în Isaia 6, versetul 2 și versetul 3, zicând lui Dumnezeu necontenit, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Acest strigăt continuu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, nu trebuie înțeles nici de cum ca rutină,
Să zici într-una, sfânt, 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 sfânt e Domnul, poate apărea pe interfață ca ceva foarte plictisitor. Dar pe fond e uimire, e revelație, e sărbătoare, e bucurie. Acest sentiment al bucuriei trebuie să caracterizeze rugăciunea noastră și închinarea noastră. Eu îmi închipui că acolo, acest cuvânt, așa aș propune să-l înțelegem, sfânt, sfânt este Domnul, nu e ceva liniar, ci acolo este mai degrabă o scară a revelației, pe care și îngerii lui Dumnezeu urcă necontenit. Sunt făpturi create de Dumnezeu. Închipuiți-vă așa o scară, aici o treaptă, te-ai pus pe ea. Și de pe treapta aceasta spui, sfânt este Domnul, că ea îți oferă perspective noi. Cu acest strigăt de laudă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu te răsplătește punându-te pe o treaptă mai sus. De acum mai sus, aproape de Dumnezeu, fiind cu altă perspectivă a lui Dumnezeu, noile descoperiri nasc alte bucurii și strigăte de uimire. Sfânt este Domnul, a fost răspunsul. Ca apoi Dumnezeu să spună, încă ceva primești. Și l-a ridicat pe altă treaptă. A treia treaptă a adus revelații și bucurii noi și revărsări ale prezenței lui Dumnezeu înnoite, care au scos alt strigăt, sfânt este Domnul. Și uite așa toată eternitatea. Sărbătorire, uimire și bucurie. Acum dați-mi voie să vă spun, această bucurie în închinare vine din bucuria mântuirii. Nu poți fabrica această bucurie în mod artificial. Am vorbit data trecută de eforturile omenești de a ocoli mântuirea. Izvorul acesta curat al bucuriei mântuirii, care este crucea, e Hristos, slăvit să fie numele Lui, e pocăința curată, e sfințirea pe care o duce Dumnezeu în viețile noastre prin Duhul Său. Ocolind acestea, oamenii încearcă să contrafacă bucuria. Bucuria despre care vorbim și această uimire trebuie să se nască din cunoașterea lui Dumnezeu. Să ne întrebăm cât de mult ne atrage și ne încântă și ne bucură prezența lui Dumnezeu. Închinarea este uimire și este sărbătorire. N-o să uit ce ne-a povestit un coleg profesor de la institut, a trecut printr-o mare sperietură într-o zi de sâmbătă, care s-a transformat în final și într-un moment de mare părtășie și bucurie. Au ieșit cu câteva familii la iarbă verde. Și acolo cei mai mari au început să povestească și copiii să se joace, alții să pregătească mâncarea. Și când totul a fost pregătit, au dat adunarea să se strângă oamenii acolo într-un loc și să servească masa. Și când s-au uitat peste copii, lipsea o fetiță de 3 ani. Nu era nicăieri. Fiecare a crezut că e cu celălalt și fetița nu era nicăieri. S-au speriat, căutat-o, nu-i nicăieri, dispărut. Li s-a dus și pofta de mâncare, li s-a dus și bucuria și toată lumea s-a pus pe căutat. Iarbă înaltă, mai încolo și într-un final au găsit-o. Ce credeți că făcea copila? Era aruncată pe burtă acolo în iarbă, cu un pai lung în mână, vorbea cu furnicile. Și le admira și vorbea, le cânta, i-a prins acolo în joaca ei, n-a auzit ce fac oamenii mari. S-au liniștit, bine că am găsit-o, de aici să juca cu furnicile. Dar prietenul meu, colegul nostru, Emil îl cheamă, a zis, atunci m-am gândit la ceva. Uite, noi oamenii mari am pierdut sentimentul surprizei și a uimirii și a bucuriei de a vedea ce se întâmplă în jurul nostru. Copila noastră ne-a dat atunci o lecție. Te atrage Dumnezeu, te cufunzi în El atât de mult încât efectiv să te rupi de cele care țin de viața de zi cu zi, de momentele care ne pot cuceri și atrage atenția. Închinarea este uimire și este sărbătorire. Să facem un pas mai departe. Închinarea este o experiență transformatoare. O experiență care te schimbă. Omul care se apropie de Dumnezeu, omul care se închină cu adevărat lui Dumnezeu, nu poate ieși din închinare fără să fie schimbat, fără să fie transformat. Adevărata închinare schimbă. Aduce în viața noastră o înnoire. Se întâmplă ceva.
Nu este schimbată inima, nu este schimbată atitudinea, nu este schimbată dispoziția, nu este schimbată voința, simțămintele. Ne este influențat caracterul, este întipărit în caracterul nostru, modelul lui Hristos, valorile ne sunt schimbate, înțelegerile ne sunt schimbate. Felul în care ne raportăm la oameni se schimbă, percepția relațiilor se schimbă. Închinarea transformă. A zis odată un frate bătrân, fratele acela pe mine m-a botezat în apă, era bătrân și când m-a botezat în apă și a trăit până aproape de 100 de ani. Dumnealui avea o vorbă: dacă nu te schimbă închinarea ta, atunci fă bine să schimbi tu închinarea. Dacă felul în care te închini lui Dumnezeu nu te schimbă, atunci ar trebui să te întrebi dacă faci ce trebuie când te închini. Închinarea după voia lui Dumnezeu este o experiență care înnoiește, care transformă. Dumnezeu este sfânt și El are în plan să sfințească și viețile noastre. Închinarea apoi, încă un considerent fundamental, al șaselea, este în duh și în adevăr. Iisus, în pasajul pe care l-am citat anterior, a spus că adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Vorba aceasta Mântuitorului a fost pusă în contextul în care, călătorind prin Samaria, acolo la o fântână, s-a întâlnit cu această femeie samariteancă, femeie cu care a intrat în vorbă și care, în urma conversației cu Domnul Iisus, a fost cercetată și transformată și schimbată. Domnul Iisus a spus acestei femei: du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Și deodată femeia a zis: n-am bărbat. Iisus, care știa adevărul despre ea, a zis: ai avut 5 și cel pe care l-ai acum nu-ți este bărbat. Văzându-se dată pe față, femeia a rămas străpunsă în inimă și a zis că are în față un profet. Și era chiar mai mult decât un profet. Și atunci a schimbat repede subiectul, zicând: Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că la Ierusalim, când Ierusalim este locul în care trebuie să se închine oamenii. Acolo era un grup de oameni, o grupare etnică, gruparea samariteană, samariteni, care și-au făcut un templu și s-au închinat pe muntele Garizim. Din Vechiul Testament au preluat doar primele 5 cărți pe care le-au tradus, cum le-au tradus ei, este așa numitul Pentateu samaritean. Oamenii aceștia aveau puțină cunoștință de Dumnezeu, nu se duceau la Ierusalim, nici nu erau acceptați să meargă acolo, erau considerați purcați, evreii se distanțau de samariteni. S-a mers până acolo încât un rabin din vremurile acelea a zis că decât să bei apă din vasul unui samariten, e mai bine să mănânci carne de porc. Așa a vorbit. Era un dispreț total față de oamenii aceștia. Îi socoteau neamuri pângărite, blestemate. Dar oamenii aceștia și-au făcut acolo un templu, nefiind, permițându-se accesul la Ierusalim, și-au făcut acolo adunarea lor, au tradus cum au putut Vechiul Testament, cărțile lui Moise, și cu un amestec de concepte din păgânismul pe care îl aveau ca moștenire de la părinții lor și cu influențe din credința iudaică, au pus pe picioare o religie. Și asta era închinarea lor. Femeia zice: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi evrei ziceți că la Ierusalim. Nu, cum să facem? Sunt aduse în atenție două sisteme de închinare. Și unul și celălalt aveau probleme. În ce privește pe samariteni, samaritenii erau plini de entuziasm. Oameni plini de pasiune. Uitați-vă, vă rog, ce s-a întâmplat în cetate când această femeie, mergând și spunând în gură mare că s-a întâlnit cu cineva care a spus tot ce a făcut, toată cetatea s-a pus în mișcare și a căutat să vadă cine este omul acela. Și l-au primit pe Iisus cu entuziasm. Același entuziasm îl găsim când se duce Filip să le predice Evanghelia și mai târziu când vine Petru și cu Ioan în Samaria ca să le aducă cuvântul. Oameni plini de entuziasm, dar lipsiți de adevăr. Nu cunoșteau revelația. Cunoașterea lor despre Dumnezeu era parțială. Aveau căldură, dar n-aveau lumină. Aveau duh,
E vorba aici de inima și de pasiunea omului, de tragerea lui de inimă, nu de Duhul lui Dumnezeu. În Duh, cu tragere de inimă, cu bucurie, cu pasiune, cu entuziasm, cu dragoste din tâi. Da, nu era adevărul. Era o erezie entuziastă. Pe partea cealaltă, la Ierusalim, acolo era templu, acolo era legea, acolo erau toate scripturile, acolo erau preoții, acolo erau rânduielile, legămintele, toate simbolurile. Revelația era la ea acasă. Vorba Domnului Iisus, voi aveți cheia cunoștinței. E la voi. Dar în ce privește inima, în ce privește pasiunea, în ce privește râvna, n-aveau, erau seci, uscați, fără viață. Vorba Domnului Iisus, care l-a citat pe un profet. Voi mă cinstiți cu buzele, dar inima voastră este departe de mine. O ortodoxie rece, adevăr fără viață, lumină fără căldură. Asta a fost la Ierusalim. Opus în Samaria, căldură fără lumină, pasiune fără adevăr. Domnul Iisus a spus că închinarea cea dreaptă cumva caută să pună împreună și adevărul și inima, în Duh și în adevăr. Și pentru noi asta ar însemna să fim oameni care caută să se apropie de Dumnezeu în adevărul revelației descoperită în Scriptură, să nu batem câmpii în tot felul de învățături și erezii nimicitoare, ci să rămânem în adevărul Scripturii și în același timp plin de pasiune și de râvnă pentru Dumnezeu, cu bucurie și cu entuziasm. Putem să stăm cu Biblia în mână și să n-avem dragoste și să n-avem pasiune și să n-avem bucurie. Dacă o ia în mână să mergem până acolo încât să facem rău oamenilor, ca iudeii din vechime. Sau putem să zicem că avem toată dragostea de pe lume, în inimile noastre, cu Bibliile închise și trântite undeva într-o parte, mergând după gândurile și pornirile și apucăturile noastre, rătăcindu-ne în tot felul de practici și de învățături pe care Dumnezeu nu le recunoaște. Dar cu entuziasm. Nici așa nu-i bine. Închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu, miezul ei, implică adevărul Scripturii și entuziasmul și bucuria inimii. Astea puse împreună. Dumnezeu să ne ajute să le avem. Și în dimineața aceasta, un ultim gând, înainte de a ne ruga, închinarea, în esența ei, în adevărul ei, este predare față de Dumnezeu. Consacrare față de Dumnezeu. Nu putem ajunge la esența închinării fără să capitulăm definitiv în fața lui Dumnezeu, fără să ne predăm lui. Inima să fie dată cu totul lui Dumnezeu. Toată ființa să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Nu 99%. Ci 100%. O predare totală. Așa cum a spus Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută, sfântă, o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu este predare. E consacrare. Să-ți dai toată ființa ta lui Dumnezeu. A te închina lui Dumnezeu nu înseamnă să-L adaugi pe Domnul Iisus la ce ai, ci înseamnă să supui Domnului Iisus tot ce ești. Nu înseamnă să-L adaugi pe Domnul Iisus undeva acolo și viața să meargă înainte cu acest adaus și Hristos. Închinare înaintea lui Dumnezeu înseamnă lepădare de sine, lepădare de eu, renunțare la tot ceea ce concură cu Dumnezeu, la competenții lui Dumnezeu, la cei concurenții lui Dumnezeu din viața noastră și în inimile noastre să guverneze doar Hristos. Acolo este închinarea după voia lui Dumnezeu. Aici e vorba de cruce, de ascultare, de lepădare de sine, de pocăință. E vorba de renunțare. Și câte altele nu sunt cuprinse în această predare, care, dați-mi voie să vă spun, este partea cea mai grea. Este partea cea mai grea. Și când această parte a închinării este trăită în ființele noastre,
atunci vom descoperi cu adevărat bucuria închinării. În această dimineață trebuie să ne punem întrebarea: cum stăm cu predarea noastră față de Dumnezeu? Cu dedicarea și consacrarea noastră față de Dumnezeu? Este inima ta Tată Domnului? În întregime Tată Domnului? Esența închinării asta implică o predare totală față de Dumnezeu. Această predare capătă în viața lui om expresii și expresii, în funcție de momentele vieții. Pentru voi, cei care ați mărturisit astăzi, capătă expresia botezului în apă. Nu poți să spui sunt predat lui Dumnezeu și în același timp să refuzi să trăiești după cum a zis Iisus. Cine este predat lui Dumnezeu, alege pe Iisus Hristos ca stăpân. Și ceea ce Domnul Iisus stăpânește, are dreptul să și conducă. Dacă tu spui, Iisus este Domnul meu și cuvintele lui Iisus Hristos nu-ți influențează viața și trăirea și n-au putere să-ți determine deciziile, să știi că nu Iisus este Domnul tău. Domnul tău este acela care îți influențează deciziile. Acela de-a cărui cuvânt asculți. Dumnezeu să ne ajute să facem ascultare de Dumnezeu. În rezumat, esența închinării este să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. E darul participării prin Duhul Sfânt în părtășia Tatălui cu Fiul. E răspuns în adorare, respect și teamă la tot ce este Dumnezeu cu tot ceea ce este om. Este uimire și sărbătorire. Închinarea este o experiență care transformă, schimbă. Închinarea este în Duh și în adevăr și închinarea este predare față de Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze și să ne conducă prin Duhul Său spre miezul închinării. În încheierea slujbei din dimineața aceasta, haideți să ne ridicăm împreună în picioare. În rugăciunea care ne stă în față, să ne cercetăm pe noi înșine și să-L rugăm pe Dumnezeu ca prin Duhul Său să aducă peste noi, peste familiile noastre, peste bisericile noastre, prospețimea aceea, vântul acela înnoitor al Duhului care ne conduce spre esența închinării. Să ne rugăm cu toții.